Șerif mare nevoie de 4 victorii în ultimele 8 etape pentru a deveni pentru a 9-a oară consecutiv campion al Moldovei. În ultimele 2 partide din campionat, tiraspolenii s-au impus în fața rivalelor Dacia și Zimbru și n-au cum să rateze un nou titlu. S-a mai slăbit în față de acum 2 ani când am venit eu, eram mai puternic. Acum, într-adevăr, după ce am văzut eu, în față de Dacia care mai pune probleme, foarte, foarte slab. Я хотел, чтобы уровень был посильнее. Просто был бы прост команд, да, понимаете, если бы был уровень не две команды, три в чемпионате были, допустим, примерно уровня одинакового, а было бы их больше, тогда было бы прост, было бы больше матчей интересных. Șerif este convinsă că va trece de FC Tiraspol în semifinalele cupei și va juca în ultimul meci pe 23 mai. Arbănaș consideră că Zimbru n-are șanse în fața Daciei în cealaltă semifinală. Cum sunt sigur că o să treacă de Zimbru. Deci că și noi de Tiraspol nu gândesc că nu o să avem probleme. O să fie o finală interesantă, cred. Și cine va câștiga? Cei mai buni, galben negri. Arbănaș și Cornenco vor fi operați mâine în Germania, urma accidentelor în zona inghinală suferită în partida cu Zimbru. Ei vor lipsi minimum o lună. De această cauză, Cornenco a ratat partida cu Elveția.